captură impresionantă de imigranți. Polițiștii de frontieră din Calafat au descoperit noaptea trecută numai puțin de 25 de irachieni și turci care încercau să intre fraudulos în țară într-un microbuz. Aceștia erau ascunși printre aparate electronice pe care șoferul trebuia să le transporte din Turcia în Cehia. În cadrul cercetărilor preliminare, polițiștii de frontieră au stabilit că persoanele în cauză sunt 24 de cetățeni irachieni și un turc, 13 bărbați, 7 femei și 5 minori, adulții având vârste cuprinse între 19 și 39 de ani, iar minorii între 9 și 17 ani. La Cetățenii irakieni au declarat că doreau să ajungă într-un stat din vestul Europei, iar șoferul a susținut că nu știa cum s-au ascuns persoanele respective în microbuz. Au transmis reprezentanții Poliției de Frontieră Calafat într-un comunicat de presă. Aventura s-a sfârșit cu predarea imigranților către autoritățile bulgare. Turcii și irakienii vor fi cercetați și sancționați pentru trecere frauduloasă a frontierei.